Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem suplii sau fârjoluțe din orez cu carne. O să avem nevoie de, pentru suplii, fârjoluțele din orez cu carne. Eu am pus 300 de grame de carne tocată de vită aici. Așa. 240 de orez cu un bob potrivit rotund. O să mai avem nevoie de o ceapă de morcov. Acum o să punem un morcov potrivit, o ceapă potrivită și țelină. Dacă aveți țelină din aia rădăcină, puneți rădăcină. Dacă nu, puneți țelină frunze, din asta care se găsește în Italia, seda. Așa, și eu am cântărit ceapa, am cântărit o ceapă, cam 175 de grame. Morcovelul o să punem cam 140 și țelina o să punem 50 de grame. O să mai avem nevoie de parmezan, de 100 de grame de parmezan. Un ou. Oul o să-l folosim la, ca să dăm prin ou și prin pesmet. Pesmetul am făcut eu din pâinică. Am avut pâinica și am tăiat-o bucățele, am pus-o la cuptor să se usuce și apoi le-am mixat și am făcut pesmetul, că nu aveam în casă. Mozzarella, o bucățică de mozzarella sau de cașcaval să băgăm în interior. Suc de roșii cu pulpă sau suc de roșii de care aveți, sau roșii proaspete ce aveți în casă. O să mai avem nevoie, ca să prăjim ceapa cu morcovul și cu țelina, cu carnea, cu orezul, de ulei, cam 100 de mililitri de ulei. Și apoi să le prăjim. Dacă dorim să le prăjim, le prăjim în ulei. Dacă nu, le băgăm la cuptor și le facem la cuptor, cum depinde de fiecare. Și eu am să tai ceapa și am să o pun aici, că o să o mixez, ca să le fac un mărunțel. Și o să tăiem bucățele. Și o să tăiem așa, cepușoară. Și o să punem aici. Am să pun așa câte o bucățică. Să mixez de două ori. Punem și țelina. Punem căpăcelul. Și o să luxăm. Ia să iau de aici capacul ca să mixez. Vedem dacă ajungem. Acum aici mi-am pregătit o tigăiță, unde am să pun uleiul, o tigăiță, o să-l pun așa aici. Am mixat și o să punem ceapa cu morcovul și cu țelina. Să dai și cealaltă ceapă și să o punem. Ziua, bine ați venit în bucătăria Cameliei. Să mai mixăm o dată. Aici.
pun mai puțin. N-am să pun chiar toată, să nu mai puțin. Și undim puțin, puțin, doar puțin. O să undim. Am dat la mic. Am să pun și carnea. Le puteți face la dimineața sau seara, le dați prin pe smet și le țineți în frigider. Până a doua zi dimineața sau trebuie să se odihnească puțin ca să nu se desfacă la prăjit. Focul este mic, să dau un pic mai mare. Așa. Amestecăm așa bine. Apoi adăugăm sucul de roșii cu pulpa. Sau puteți adăuga și roșii proaspete, le tăiați bucățile și le puneți. Sau, sau suc de roșii, sau concentrat de roșii. Și îl puneți puțină apă. Așa. Am undit acum carnea cu ceapa, cu morcovul și cu țelina. Am să adaug și sare, sare după gust. Piper. O să punem și piper. O să punem și piper. Amestecăm. Și o să punem sucul de roșii cu pulpă. Îl punem pe tot. Avem 400 de grame de suc de roșii. Amestecăm. Lăsăm puțin să fiarbă. Parmezanul o să-l adăugăm la urmă, când este totul gata. Acum eu am să adaug și orezul. Și amestecăm. Și orezul trebuie să fie fiert, să fiarbă. Cam 20 de minute durează. O să adăugăm și puțină apă, că vedeți că nu este, sau supă de legume puteți adăuga, sau supă de carne puteți pune. O să adăugăm apășoară, ca să fiarbă orezul. După ce a fiert orezul, o să punem totul pe o farfurie, să se răcească. Dar înainte, când orezul este fiert și scăzut, o să adăugăm parmezanul sau cașcaval ras sau brânzică, ce aveți în casă. Și amestecăm bine. Punem pe o farfurie și lăsăm să se răcească puțin, ca să putem să le modelăm și în interior o să le împărțim și o să facem așa prăjoluțe. Și în interior o să adăugăm câte o bucățică de mozzarella sau o bucățică de cașcaval, acum depinde de fiecare ce are în casă. Și după ce am făcut biluțele, o să le dăm prin pesmet, după aceea prin ou și după aceea din nou prin pesmet. Ca să iasă crocante în exterior. Amestecăm. Așteptăm să fiarbă orezul și apoi să fie scăzut, să fie bine, bine, bine scăzută compoziția. Așa. Eu am să mai dau puțină apă. Când orezul este aproape fiert, nu mai adăugăm apă și lăsăm să scadă bine.
gustăm de sare, dacă este bun de sare. Aici avem apa, piperul nu ne mai trebuie, uleiul pentru prăjit. Avem și ouul ca să dăm prin nou. Și pesmet. Pesmetul eu l-am făcut din bucățele de pâine, pâinea care a rămas de ieri, de alaltă ieri, dacă v-a rămas. Tăiați bucățele, o băgați puțin la cuptor, să se usuce bine, bine și apoi comixați. Și avem pesmetul. Gustăm orezul să vedem dacă este copt. Încă puțin. Ouul o să-l desfacem și o să-l punem într-un bol. Se vede aici. Unde se vede? Aici. Așa. O să-l zbatem cu furculiță. Cam așa. Mai lăsăm puțin, puțin să scadă. Pe canalul de YouTube. Acolo găsiți toate rețetele mele pe prăjituri cu camele și bucate gustoase. Așa se cheamă și canalul de YouTube. Lăsăm să scadă bine, bine. Lăsăm să scadă bine, 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 bine și adăugăm parmezanul. Aici am 100 de grame de parmezan și îl adăugăm pe tot. O bunătate, să vedeți ce bun este. Să încercați să vedeți cât de bun este. Nu doriți să le prăjiți, le puneți pe toate la cuptor și le faceți. În tavă, usurați puțin ulei deasupra. Puțin, puțin. Ia, și acum o să punem totul aici peste. Am să întind așa bine, ca să se răcească puțin. Așa, dau deoparte. Aici am pesmetul, care l-am făcut din pâinică. Pâinică prăjită în cuptor, uscată. Aici avem ouul. Mozzarella, o să punem în bucățele. O să punem bucățele mozzarella. Trebuie să se răcească puțin. Așteptăm puțin, puțin. O să punem pe smet. Puțin, să o las să se răcească. Trebuie să se răcească puțin, că este fierbinte și nu putem lucra cu mânuțele. Așa, să vedem dacă se răcește pe smet. În interior o să punem o bucățică de mozzarella. Așa, și o să acoperim și o să facem o biluță. Este
fierbinte. Convien. Să dau mai aproape. Ca să se vadă. Așa. Aici am și ouăl. Încercăm să le facem încet, încet. Acum o să dăm prin ou. Și apoi din nou prin pesmet. Cam așa trebuie să iasă pârjoluțele noastre sau supli, cum li se spune aici la Roma. Și le punem aici pe un fond. Trebuie să stea să se odihnească măcar o oră. Și Că după după aceea le ce prăjim. compoziția este bine, bine răcită, o împărțim în câte porții vrem, câte pârjoluțe vrem să avem. Și o să lo facem. O să o întindem pe palmă, o să luăm o bucățică de mozzarella și o să o punem în interior, o strângem bine, o dăm prin pesmet, după aceea o dăm prin ou și prin pesmet. Dacă nu doriți să faceți operația ou și pesmet, merg și numai prin pesmet o singură dată. Acum depinde de fiecare. Așa, ia uitați, cam așa ar trebui Deci punem pe mânuță, în momentul când este rece. Când este fierbinte, nu vă sfătuiesc. Și închidem. Închidem bine, 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 bine. Ia uitați. Așa. Și o să dăm prin pesmet. Și strângem. Le strângem bine ca să se unească, ca să nu se desfacă la prăjit. Acum, dacă reușim să le dăm și prin nou, depinde de fiecare. Pot fi lăsate și așa. Dacă le vrem mai crocante, cu coaja mai crocantă, le dăm prin nou. Ia uitați, încet prin nou. Luăm. Bine să le fac, ia uitați. Și acum le dăm prin pesmet din nou. Ia uitați. Așa arată. Și o punem aici alături. O să împărțim și o să le punem aici să se răcească. O să facem să luăm așa și o să punem așa aici să se răcească. Sunt fierbinți. Așa. O să punem pe mână și în interiorul o să punem mozzarella. Închidem bine.
După ce am închis bine, o să dăm prim pe smet. Dăm prim pe smet. Apoi o să dăm, dacă vrem, dacă dorim mai crocantă coaja deasupra, să fie mai crocante perluțele, le putem da și prin nou și încă o dată prin, pe smet. Dacă nu, le putem lăsa pur și simplu așa, prin o singură dată prin pe smet. Putem da și prin nou. După ce am dat prin nou, dăm din nou prin pe smet. Și rezultatul este acesta. Iată. Punem așa aici alături. Și continuăm până le adunăm pe toate. Acum o să le dăm prin pe smet. Și cine dorește, le poate da și prin nou și prin pe smet încă o dată să fie mai crocante. Și după aceea o să le prăjim în nou. Ia uitați, le dăm prin pe smet. Acum o avem pe ultima. Și le terminăm. Ia uitați, le dăm prin, prin pe smet și le... Le presăm, le presăm așa ușor ca să se lipească pe smetul. Le putem lăsa și așa doar cu pe smet pe deasupra sau le putem da prin nou. Dacă ouul nu va ajunge, credeți că aveți, sunt multe și nu ajunge, adăugați puțină apă sau mai puneți încă un nou, acum depinde de fiecare. Mai dau puțin cu pe smet. O să dăm prin nou, ia uitați, punem în nou. Și întoarcem. Așa, îl luăm, ia uitați-l. Și acum îl dăm din nou prin pe smet. Și o să aibă o coajă mai crocantă. Și punem așa aici. Acum să le prăjim. Punem uleiul în tigaie. Uleiul este încins. O să punem perluțele. O să facem o parte prăjite și o parte am să le bag la cuptor. O să se prăjească. O să le întoarcem. O să-i punem aici. Iată. Pe hârtie ca să absorbă uleiul. Acestea sunt cei prăjiți. Și am pus în tavă și o să dăm la cuptor și o să-i facem la cuptor. O să punem un pic de ulei de măsline peste. Ce să dăm la cuptor. Și nu uitați să vă înscrieți la canalul de YouTube, este gratis și acolo găsiți multe, 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 multe rețete. Vă pup dulce și vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere și o zi frumoasă!